Vești bune pentru angajații Complexului Energetic Oltenia. Directorul general al CEO, Sorin Boza, a anunțat la TV Sud că își dorește ca veniturile angajaților să crească în acest an. Mai mult decât atât, Boza spune că în anul 2017, peste 3800 de angajați au beneficiat de creșteri salariale. Directorul general al CEO, Sorin Boza, spune că decizia privind eventuale majorări salariale se va lua după o analiză atentă asupra bugetului. Dacă vom avea posibilitatea să dăm creșterea salarială, vom da. Nu am Complexul Energetic Oltenia și directoratul Complexului Energetic Oltenia nu este evaluat sau nu crește salariul sau absolut dacă nu vom reuși. Noi nu lăsăm că și noi vrem să ne dorim să vedem oamenii că sunt satisfăcuți, că oamenii că au înțeles că și noi ne dorim ca ei să fie plătiți mai bine. Boza spune că în ultimul an peste 3800 de angajați ai companiei au beneficiat de creșteri salariale. Vă pot spune oficial că la sfârșitul anului 2017 3810 angajați au avut o creștere de salariu. În cadrul Complexului Energetic Oltenia își desfășoară activitatea peste 13.000 de angajați.